Dragii mei, bine ați revenit la un nou vlog. Am început dimineața cu micul dejun la copilaș. Elsie de acum mănâncă singurică și îi lichid în ceea ce eu să îi mai dau, dar de acum mănâncă singurică. Cum ați văzut, tot ce am folosit eu pentru Elsie sunt produse de la Twi Shake Baby și vreau să vă spun că acest vlog e în colaborare cu Twi Shake Baby. Tonelul în care am mâncat Elsie de la Twi Shake Baby și l-avem de câteva luni, de când am început diversificarea și îl folosim mereu, e foarte fain. Mie îmi place că e micuț, e ușor și merge perfect în casă la mine, în sensul că nu e mare, nu trebuie să-l strâng, stă într-un colț. Când crește, poate fi pus și la masă, adică intră foarte bine la masă, că e destul de înalt, deci nu o să trebuiască să aibă un scaun special pentru ea. Tot de la Twi Shake Baby avem și farfurii divizate, care eu le folosesc mereu. Au boluri, sticluți de apă, așa, dar sunt și cu pai. Găsiți la ei și termosuri, aceste suporturi de farfurii, au și biberoane. Biberoanilor au primit un premiu pentru cea mai bună sticlă biberon anticolici, deci sunt super, dar au și produse de baie, ca și cădiță, oliță, stul, acest căunel pe care copilașii se urcă la baie ca să poată să ajungă la chiuvetă sau la toaletă, au și babețici, au și căruțuri, găsiți tot ce vreți de copilași la ei. Eu tot ce am mâncat pentru bebeluși e de la Twi Shake Baby. Au o gamă și o varietate foarte mare. Și au și foarte multe culori, deci găsiți pe placul vostru. Ei în această perioadă au 50% pe tot website-ul și 60% reduceri pentru produsele de baie. Adică cădiți, oliță, tot ce aveți nevoie pentru copilași la baie, cum ar veni. Și deci au 50% pe tot website-ul, 60% pentru produsele de la baie, iar codul meu 20 Priscila vă oferă încă 20% pe website-ul lor. Deci în total o să aveți 70, respectiv 80% reducerii. Eu am să vă las codul meu în descrierii, dar și pe ecran, 20 Priscila, și link către website-ul lor. Foarte bine să profitați în această perioadă când au aceste reduceri și aveți și codul meu, pentru că o să aveți prețuri foarte accesibile. Ce vreau să spun, o să găsiți toate detaliile în descrierea videoclipului. Uitați, dacă vă comandați ceva, să îmi spuneți și mie. Mereu mă bucur când îmi scrieți că v-ați comandat și sunteți bucuroși de produse. Da, dragii mei, eu acum mă duc să strâng și după copilașii mai mari și noi ne revedem mai încolo. It was good Friday. Enjoy and I were enjoying the day of school by having a late breakfast in their Bună, dragilor, ce zi e astăzi? E marți, m-am schimbat, am îmbrăcat și copilașii, am l-aștept frații meu să vină și să mă duc până la magazin. Pentru că am rămas fără detergent de rufii, fără balsam de rufii, fără sac de gunoi, din astea pentru casă. Ieri de-altă a fost la magazin, dar au uitat complet să iei ce aveam nevoie pentru casă. Încă ne revenim cu toate, dar da, astăzi, dacă fratele meu a zis că vine, mă duc cu el un pic la magazin. Astăzi am și programare la doctor, diseară, la ora 7:15. Am o problemă cu stomacul și vineri am chemat salvarea. A fost groaznic, deci nici nu vreau să vorbesc despre asta. Dar pentru că am decis să nu merg la spital cu ei, au zis să-mi fac programare la doctor imediat. Și am făcut și am sunat la doctor ieri și m-a programat pentru astăzi, diseară. Și sper să-mi dea de capăt la ce problemă am eu cu stomacul și să am și tratament, să-mi fac mai multe teste, analizii. Și mergem la magazin, cam ăsta e planul pe astăzi. Ce faci, Miladu? Vreau să vă arăt cum mi-a ajuns și o comandă. Mi-am dat comandă de o perie electrică. Am văzut... Yes, mami? You are dirty! Nathan, am avut o bucată de ciocolată. Măcar acum vine la mine ca să-l șterg și nu o să mai atingi peste tot. Nu-i așa, Nathan? Ai și la guriță. Gata. Am văzut o reclamă pe Instagram de la Smirk.
Asta e. Și e ultrasonic tooth cleaner. E și peliuță, dar mai are un capăt din metal care te ajută să iei tot tartarul de pe dinți. Acea gălbeneală, nu știu cum să-i explic. Eu când am fost însărcinată timp de 3 sarcini, am vomitat în continuu, nu puteam să mă spăl pe dinți și am dinții, în special cei de jos, mult mai galbeni. Bineînțeles că și beau cafea, de acum nu cred că o să mai pot să beau cafea, să vedem ce zice doctorul. Dar din ce am înțeles cu problema mea la stomac, nu o să pot nici să mai beau cafea. Dar da, am dinții galbeni și parcă e un strat așa de pus pe dinții. Am văzut acest set și am zis să îl încerc. Bineînțeles că pot să mă duc la dentist, dar e complicat și cu dentistul. Dar vroiam și o perie electrică oricum. Așa arată peria. Stați să vă arăt acel cap care vă spuneam eu că e pentru curățat. Opa! Dacă pot să-l scot. Așa arată. Nu știu, să vedem dacă am curajul să-l folosesc. Normal să dă doar pe dinte, așa. O să vedem, el nu. O să vedem. Eu am vrut să încerc pentru că tare mă deranjează gălbenea asta de pe dinții de jos. Și aici avem încă un cap. Să vedem. Și aici avem capul de la periuță. Și mai avem ceva. Tot ceva așa de curățat dinții, nu știu. Ceva de metal acolo mic. O să trebuiască să citesc instrucțiunile. Se încarcă, deci se încarcă la priză, cum ar veni, are cablu din asta. Super fain. Nu trebuie baterii, nu mai trebuie să o încarc. Și mi-au dat și o pudră pentru înălbirea dinților. Pentru că am luat tot setul. Yes, mami? Așa arată. Teeth Brightening Powder. E o pudră pentru... Yes, Nathan? Yes, mama? Ok, one second. Teeth Brightening Powder cu aromă de mentă. Yes, mama. What do you have inside? Dirty. Dacă o place vă când mama lasă asta, vreau să vă arăt. Yes, mami, yes, I'm coming. I'm gonna wipe your hands. Hai să vă arăt ce am cumpărat de la magazin. Opa, am ajuns acasă. Am luat aceste sucuri pentru copilaș. Sunt fără zahăr, cu un dulcitor și sunt așa pe portocaliu. Vin cu pahar și cu, cum se cheamă, ghețișoarii. Am luat mai multe, să avem aici în casă. Apoi am luat din astea de șters, opa, cu microfibră. Sunt imense, uitați cât de mari sunt. Nu am mai văzut așa de mari până acum. Dar nu mai aveam niciun, așa am luat pentru geam, pentru chiuvetă, pentru la baie. Am luat o pastă de dinți pentru 0-2 ani. Să vedem cum e. Sper să nu fie așa de mentolată, că Nada nu vrea să se spere deloc cu pastă de dinți. Am luat un din ăsta. Eu, deși am așa spălat vase, am nevoie că eu să mai spăl oalele sau chiuveta. Am luat pentru Rufy de la surf, unul cu fructul pasivii, cred că îi. Am luat clor pentru, tot așa, numai la toaletă îl folosesc. Și am luat două. Am mai luat saci de gunoi, că nu mai aveam. Și ce mai avem aici? Am luat un Lenor. Ăsta e nou, cred că nu l-am mai văzut. E cu apple blossom, cum se cheamă, cu frunză de măr, când înflorește. Pe aștept să văd cum miroase, cam o grămadă de spălat. Am luat tot așa gustări la copilaș, când home bargers sunt tot felul și sunt și ieftini. Am luat așa, gen la Kinder Bueno. Ce avem aici? Am luat și din astea tableti pentru mașina de spălat vase. Am luat una de asta de Smarties. Și le-am luat periuțe din nou la copilaș. Trebuie să le schimbăm. Trebuie să le schimb. Așa cu Dino. Și una e pe galben și una e pe albastru. Foarte fain. Și cred că asta e tot ce am luat. Da. Ethan!
Copiii au niște gustări acum, au suc și au și niște pufulețe din astea pombe. Gustam și noi unul. Am luat periuțele astea, vreau să le duc la baie. Și mâna a doua apăsat pe buton și am văzut că s-a prins. Au timer, cât de fain. Keep brushing until it stops flushing. Atâta timp cât s-a prindit, trebuie să te perii pe dinți. Ce fain! Vai, mi se pare super. Super fain. Mila, dar prințesc, nu mai vor răbdare. Uite acum să se speli. Come on, brush, brush. All the teeth, please. Show me how you brush. Bravo, prințese. L-am adormit pe Nathan. Pe mine a dat trebuie să puși pe la somn. El și i-au adormit. Nu pot să-i sincronizez astăzi că i-au adormit. Abia s-au trezit, e jumătate de oră. Dar până o pun pe la somn, trebuie să editez un reel pentru Instagram. Și o să fac asta repede acum și apoi o să pun pe mine la somn. Yes? Nani, nani. A început să fulguiască afară. Nu vine să cred. A început să ningă de-a binelea. Doamne. E soare afară. Nu știu de unde vine din soare asta. Nu pot să-mi închipui. Wow, da, Elsinca. Am făcut pentru la prânz ouă în tigaie și am făcut un orez cu ardei, cu lapte de cocos și cu curry. Doar că s-o fărmițat un pic orez, că nu am folosit orez de care îmi cerea în rețetă, dar e foarte gustos. Bineînțeles că am făcut la Thermomix orezul. Dragilor, eu mă pregătesc acum. Spicol. Trebuie să plecăm la doctor. Yes, we go to the doctor. Mă duc la doctor. M-a sunat să vin mai repede. No, Elsie! What are you doing on the stairs? Oh, vai, ce m-a speriat. Și repede, drumul s-a toat la ușă, noaptea am deschis ușa. No, it's a good doctor. Da, m-au chemat mai repede. Aveam la 7:15 și mi-au zis să vin la 7:15, jumătate de oră. Și trebuie să ne grăbim. We need to go in the car, Miladu. I'll give you your jacket, ok? Ne vedem după, dragilor. La cine am făcut beef stroganoff. Îi beef aici, am făcut la Thermomix, cu ciuperci, cu sos și orez. Și o să pun acum să mâncăm cu toții. Și apoi am să vă spun cum a fost la doctor. Oricum trebuie să mă mai și calmez un pic, ca să vorbesc cu voi. Uitați cum doarme maimuțica asta lui mama, cum s-o întorcea pe o parte. O plâns atât de mult în mașină cât am fost de la doctor. De adormit, iubita mea. Eu sper că mă vedeți, am terminat de mâncat. Un pic de dezordine în bucătărie, dar o să strâng eu imediat. Am fost la doctor. M-am dus și mai repede și am intrat la aceeași oră la care aveam programarea. Deci, practic, am stat jumătate de oră acolo degeaba. Am intrat-o la 7:15, când aveam programarea. Și am stat acolo înăuntru exact 3 minute. 3 minute, dacă am stat 3 minute. Am încercat să explic ce s-a întâmplat vineri, că am avut acea durere, am chemat ambulanța, avea și el raport acolo oricum când îi apare. Și el mi-a zis că nu e inima, că a văzut că am avut EKG-ul ăla. Și mi-a zis că nu e nimic, poate fi un atac de panică sau de anxietate. Și am zis că nu a fost, pentru că eu am mâncat și apoi după ce am mâncat m-a luat acea durere în stomac. Groaznic și am stat 25 minute cu durerea și abia după 25 minute am început să mă panichez și din cauza că nu puteam să respir din cauza durerii, am început să mi se încleșteze mâinile, picioarele, fața și toate astea. Dar am zis că tot o pornit de la usturimea și durerea care o aveam în piept, din stomac, cred că venea.
Da, și mi-au zis că dacă se mai întâmplă din nou, să chem ambulanța din nou și să merg la spital. Ei deocamdată acum nu pot să-mi fac nimic, că a fost doar o singură dată. Și dacă se mai întâmplă o dată, abia după aia o să mai fac investigații. Îmi vinea să plâng. M-am enervat atât de tare, îmi vinea să plâng. Nici nu mai puteam să-mi controlez vocea acolo. Ca să zic la revedere, să zic nimic când a plecat. Pentru că îmi vinea să plâng, sincer vă zic. Nu știu, eu sunt așa de stresată, de nici nu pot să mănânc acum. Mi-e frică, virgulă, că dacă o să mănânc, să nu mai ia din nou. Adică mănânc doar pâine uscată, mănânc pita bread, mănânc turte, mănânc din astea uscături, nu mănânc fructe, nu mănânc nimic crud, mă refer la legume sau la fructe, ca să nu mi se facă acid la stomac, nu am băut cafea, nu nimica. Și ei îmi spun că, da, dacă se mai întâmplă, dați schema ambulanța și o să vedem de atunci, după aia, ce o să fie. Nu sunt genul să mă plâng în online de sistemul de sănătate, învățământ și altele. Prefer să-l țin pentru mine, dar să știți că sunt foarte dezamăgită. Am mai fost și înainte, dar acum chiar sunt foarte dezamăgită. Poate n-a fost și doctorul care a fost acolo, nu i-a păsat sau nu știu, poate n-am avut eu noroc tura asta, dar da. O să încerc să fac o programare în online cu un doctor din România. O să vorbesc cu părinții mei. Să-i spun simptomele, să vedem ce îmi spune acel doctor, să poate pot să fac chiar cu doctorița care aveam eu în România. Dragilor, nu vreau să mă lungesc. Acum o spun copilaș la somn, mă duc să fac și o baie. Mâine 8 martie și o să ieșim cu fetele. Asta e planul, sper să nu se schimbe nimic. O să ieșim cu fetele în oraș și o să mai continui vlogul mâine, pentru că sunt sigur că nu am filmat de ajuns astăzi. Cam stat să editez vlogul cu ziua lui Nathan și nu mi-l încarcă YouTube-ul, nu știu care e problema, și am pierdut o grămadă de timp și nu am mai filmat. Dar da, ne vedem mâine. Până dimineața, e a doua zi, n-am apucat deloc să vorbesc cu voi de dimineață. Am fost la telefon cu tatăl meu. Acum, abia respir, am fugit ca o găină fără cap. Ca să îmbrac copilașii, să pregătesc geanta, că ieșim în oraș, l-aștept fratele meu. Mi-am luat el să-i dau combinezonul și să mâncați eu și să-i dau vot. Netul s-a scos în papucel. El simte, uite. Geanta e pregătită. Am lăsat și un dezastru în casă. Opa, geaca mea. What, Nathan? Yes, I help you. Come on. The other one. Așa. Mergem la Starbucks. Pim o cafea, mâncăm un desert, poate ceva. Opa! Slowly, Nathan. Doamne, și cu plașii încă tușesc. Ok, dragilor, ne vedem din Starbucks, mă încalz, îi dau lui Elsie combinezonul și plecăm. Elsie, mi-l adopții, te-am pieptănat? Nu te-am pieptănat, we need to brush your hair, princess. Ok, I forgot, yes. Perea, s-o pieptănăm pe Miladu. Oh, doamne, ce zăpăceală. Mi l-a dat dezbrăcat-o pe el, si bravo, am ajuns acasă. Opa, give mommy the jacket. Opa, thank you. Am ajuns acum acasă, a fost super în oraș. Copilașii au fost cu mint. Nu-i așa, Nathan? Trebuie să mă apuc un pic să strâng pe aici. Trebuie să scăp de baloanele de acolo, că sunt foarte multe. Încet, Nathan! You want milk? Ok. Trebuie să-i pun la somn pe copilaș acum, că e ora lor de somn. Nathan aproape a dormit în mașină. Afară ninge din nou. Și ieri o ninge și astăzi ninge și deja ninge de o oră. Opa, încetul Elsie. Am copilași la geam care stau aici de mai bine de 10 minute. I don't know, princess. Let's see if it settles.
Da, Lynch e foarte frumos. Dar eu nu sunt deloc bucuroasă. La mine când treci, one second, Milado. Când treci iarna, nu mai suport să văd zăpada. Adică atâta timp cât e iarnă, da, poate să ningă în fiecare zi, chiar îmi place. Dar deja când e martie și văd când ningi, oh, nu mi se crede. La două și afară ca să mănânci zăpadă. Come inside, it's cold. Come on. Am un țicu. We need to give you jacket and shoes, Milado. Come on. Ok. Milada, au plâns până am lăsat-o afară, dar e foarte frig. Deci nu știu, foarte frig. Și Nate îmi vrea să duc, dar nu vreau să las. Că e frig și iar mai udă și Nate n-are obiceiul să așeze pe jos. Tot timpul. Sperăm că vrea să stea în casă, să joci cu el. Yes, bubu. Ia uite cu maimuțica asta din Milado. Menina, hai să facem baie la bebeluș. Oh, opa, Elsinca. Elsi vrea și ea să bage acolo, dar ăștia doi nu o lasă și pe ea. Dar ea oricum s-ar da. Nu, Elsi, tu nu-i voi. Cât tu ești micuț, lasă bebelușul tu. Oh, no. It's ok, Elsi, come to mommy. Let your brother and sister play. Pentru la miază cu o să încălzesc beef stroganoff care am făcut aseară. Acel orez cu vită și cu ciuperci, foarte bună. Mi-a ieșit foarte mult și l-o aș da la muncă și ne-a rămas și pentru noi astăzi. My hands are clean now. Yeah? Yeah. Good. I'm washing the baby. L-am adormit și pe Nathan, dar s-o trezit de la tus. Cred că a dormit doar 20 minute. Așa s-a întâmplat. Don't scream, așa s-a întâmplat și ieri. 20 minute a dormit până la tus și s-a trezit și nu a putut să mai adorm înapoi. Iar Milada, sigur, ieri o a dormit așa singur, o să adormi iară când e prea obosită, ea adormi singur, spune că la pe așa adormi. Iar el s-a dormit tot timpul cât am fost în oraș. Două ore a dormit. Bună, dragilor, n-am apucat de l-o să vorbesc astăzi cu voi. Yes, mami? Ok, papa. What? Yeah. It's ok, yes. Bravo, Elsie. Nate îmi arată că el se ridică la masă. Ce spuneam? Când am reușit la să vorbesc cu voi, să vă urez un la mulți ani de 8 martie pentru toate momicile, pentru toate femeile și pentru toate fetele care mă urmăriți. Noi vă trimitem mulți pupici și vă doresc o zi cât mai minunată. Asta vreau eu să vă urez. S-au mai jucat pe plașii, acum mănânc. Nate n-a dormit un pic, Miladu, să vedem, trebuie să adormă și ea. Iar Elsie, cât e ceasul? 3. Pe ea trebuie să o pun acum la somn, dar înainte să o pun la somn, vreau un pic să pun la spăla câteva rufii. Pun în mașina de spăla vasele din chiuvetă, să mă apuc un pic de treabă, că am lăsat un pic dezastru de aseară. 6 dimineața a fost plecată și nu am strâns și parcă mă strânge de gât. Și vreau un pic să pun la spălat rufii, că am rămas în urmă cu multii. Da, și să mai fac ceva treabă, chiar dacă e ziua femeii, nu pot să-mi iau chiar așa toată ziua liberă. Ok, am ceva haine albe puse acolo, vreau să mai pun doar câteva. Ok. Ok. Cam astea sunt. Mă bine încerc și astea. De fapt, Lenorul l-am folosit ieri la hainele lui David și miroase super fain. E asta care vi l-am arătat ieri, cu flori de măr. Elsi, ce faci? Tu mă ajuți? Da? Mama. Da, mama. You wanna close it? You wanna close this? Yes? No? Da? Vai, dar cine mă ajută la treabă? Haide, haide, haide. Close it. Bam! Bravo! Bravo, Elsie! Da, un program mai lung la spălat, că sunt cam murdare hăinuțele astea. Temperatura s-o dau... Nu, vreau să schimb temperatura. 60. Ok.
Dragilor, a fost David la magazin, l-am trimis să-mi ia ouă din astea de ciocolată, smântână, o mai luat lapte de ovăz, pentru șervețelii, niște iaurturi, pâini. Și mi-a așez miorul congelată, am pus-o aici. M-am apucat să fac un gem de zmeură. Uitați ce fain. Fac un gem de zmeură și fac scones cu ciocolată. Și o să servesc cu acest gem de zmeură și de smântână o să facem o cremă. Trebuia să vină și Vlada să mă ajute, dar ea desenează pe tablet acum și o las. Dar sigur o să vină acușa să mă ajute. Am zis să fac ceva dulce, dacă tot e ziua femeii, să sărbătorim astăzi. Aici am făcut acea clotted cream din smântână. Am pus smântână la bătut. Trebuie să o scot, să o dau la rece. Așa arată scones. Le punem la cuptor 15 minute. Niam, niam. Scones gata, miroase super în bucătărie. Îi lăs cească și apoi să mâncăm cu gemul care l-am făcut cu clotted cream. Am să vă arăt când îmi pun pe farfurie. S-a răcit. I-am pus clotted cream aia înapoi în asta. O să pun cremă din asta. Și un pic de gem. Dar gemul încă nu s-a răcit. Mai are o grămadă de timp de când l-am scos. Vai, yummy, yummy. Neam, neam. Normal, gemul ar trebui să fie răcit să nu curgă. Am schimbat-o pe maimuțica asta de somn. Pe Nathan trebuie să-l mai schimb. Pe Miladu și mergem la Nani. Dragilor, am venit cu copilaș la somn să vă arăt ce ninge afară. Uitați ce ninge afară, Doamne. Nu vine să cred. De 8 martie, așa ninsoare. Eu o să închei vlogul și vă las cu soarea asta, dar nu vin să cred.